Puterea paradoxală a îndoielii. Odată cu cea de-a 63-a cheie a genelor, ai ajuns în realitate la sfârșitul celor 64 de chei. În povestea mistică a evoluției, a 63-a și a 64-a cheie a genelor constituie epilogul, textul cosmic ce ne oferă un anume sens al finalității. Totuși, această finalitate nu se referă la încheiere. I Ching-ul și cheile genelor formează o infinită bandă a lui Möbius care se mișcă într-un ciclu fără sfârșit, în arcuri din ce în ce mai extinse. I Ching-ul originar, așa cum a fost transcris în mod tradițional, reprezintă o secvență ce începe de la numărul 1 și se încheie la 64. Totuși există tot atât de multe secvențe câte combinații numerologice există. Propria ta secvență evoluționară este în întregime unică, fiind extrem de puțin probabil că se va mai repeta vreodată la altcineva. Acesta este paradoxalul miracol al cheilor genelor. Ele reprezintă o enciclopedie digitală a conștiinței care poate fi accesată și activată numai într-o manieră total întâmplătoare și lineară. Ioana, bună Ioana! Secvența tradițională este ținută la un loc de către două seturi de polarități. Prima și a doua cheie de la început și a 63-a și a 64-a la sfârșit. Bună Maria, Maria Cantor! Aceste patru chei ale genelor, 1, 2 și 63, 64, au o deosebită importanță atât din punct de vedere genetic cât și matematic. Configurațiile matematice latente în I Ching au fost dezbătute de multe minți logice mărețe. Gottfried von Leibniz, renumitul filozof și matematician din secolul al XVII-lea, a găsit în I Ching confirmarea pentru invenția sa, matematica binară, fundația pentru aproape întreaga arhitectură informatică din zilele noastre. Faptul că acel cod esențial pentru cele 64 de chei ale genilor se găsește atât la baza programării ADN-ului, cât și a computerelor, reprezintă o indicație referitor la cât de profunde și de reale sunt aceste 64 de coduri ale conștiinței. Polaritatea formată din a 63-a și a 64-a cheie a genelor conține paradoxuri ce pot fi pe cât de minunate, pe atât de frustrante pentru mintea umană. Relația dintre al 63-lea și al 64-lea dar reprezintă relația dintre logică și imaginație, sau cu alte cuvinte, dintre emisfera stângă și cea dreaptă a creierului. Punct. După cum vom vedea, ele sunt atât de interconectate încât nu pot fi separate cu ușurință. Einstein a făcut celebra afirmație: imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Ideea este că legile logicii depind de o premisă complet ilogică. Noțiunea de infinitate. Infinitatea este imposibilă din punct de vedere logic. Cu toate acestea, creierul uman este construit într-un asemenea mod încât poate conceptualiza acest paradox. La nivelul de frecvență al umbrei umane, aceste două mari arhetipuri genetice, a 63-a și a 64-a umbră, confuzia și îndoiala, zic eu, dau naștere la două stări cunoscute sub numele de îndoială, respectiv confuzie. Bun. Îndoiala se naște atunci când pierzi contactul cu miracolul imaginației. Confuzia apare atunci când te bazezi prea mult pe logică. Dacă inversezi aceste concepte, poți spune cu ușurință că îndoiala stă la baza logicii, în timp ce confuzia este terenul fertil unde înflorește imaginația. A 63-a umbra îndoielii reprezintă un imens semn de întrebare efectiv legat în circuitul creierului uman. Emisfera stângă logică este construită să vadă lucrurile în termeni de tipare repetitive. Această abilitate a reprezentat un ingredient cheie în evoluția umană. Pe măsură ce funcția cognitivă s-a dezvoltat în creier, ființele umane primitive au început să deprindă abilități din ce în ce mai eficiente pentru a-și asigura supraviețuirea. Astăzi am devenit atât de eficienți în folosirea instrumentelor noastre încât putem chiar citi tiparele logice setate în propriul ADN. Prin urmare, îndoiala poate reprezenta o forță extrem de pozitivă în avansul evoluției.
Totuși, problema în ceea ce privește îndoiala este că ea nu dispare. Îndoiala rămâne adânc imprimată în circuitele neuronale ale fiecărui creier uman, cauzând o presiune inconștientă uriașă. Privită dincolo de definiții, în esență, îndoiala reprezintă doar cuvântul prin care noi, oamenii, exprimăm această presiune mentală continuă. Deși aceasta se comportă diferit de la o ființă umană la alta, elementul comun îl reprezintă impulsul pe care îl stârnește în fiecare dintre noi de a încerca să punem capăt presiunii. Noi, oamenii, nu putem accepta cu ușurință această senzație nesfârșită de neliniște interioară. Pentru majoritatea dintre noi, nevoia de certitudine mentală are ca rezultat adoptarea unui set clar de credințe sau valori ce oferă o barieră împotriva îndoielii din mințile noastre. Îndoiala reprezintă începutul și sfârșitul călătoriei umane, ea duce către darul cercetării care la rândul său duce la descoperirea sidiului adevărului, răspunsul final la orice fel de îndoială. Totuși, călătoria prin nivelurile acestui al 63-lea dar nu te duce în direcția pe care ai aștepta-o. Soluția finală a logicii se găsește în afara domeniului logicii. În acest sens, adevărul vine ca o iluminare dinăuntru al 64-lea sidi, mai degrabă decât ca un răspuns din afară. Enigma noastră este pur și simplu o problemă de circuit evoluționar. Creierele noastre au evoluat pentru a încerca să se elibereze de presiunea interioară, dar într-un anume fel am fost păcăliți de natură, deoarece nu există vreun răspuns la îndoiala noastră. În același timp, încercările noastre de a pune capăt anxietății mentale au obligat creierul să evolueze și mai mult. Acesta este modul în care anxietatea servește evoluției. Celălalt aspect important referitor la îndoială este acela că, deși este cu adevărat impersonală, noi oamenii o facem să fie personală. Dacă îndoiala servește cercetării pure, atunci devine creativă, dar dacă devine personală sau este internalizată, ea devine destructivă. Dacă nu-ți folosești mintea în mod creativ, presiunea fie devine o proiecție asupra cuiva sau asupra ceva din afară, fie se prăbușește înăuntru și devine îndoială de sine. Această îndoială de sine este cea care slăbește încrederea individului în creativitatea sa intrinsecă. Îndoiala aparține colectivității. Indivizii trebuie să înțeleagă că îndoiala de sine este un câmp de condiționare de frecvență scăzută care pune presiune pe toate ființele umane spre a evolua către o viață mai înaltă în serviciul totalității. Când te găsești în agonia îndoierii de sine, trebuie să îi supraviețuiești și să o depășești. Cel mai bun lucru pe care îl ai de făcut în privința îndoierii de sine este să o împărtășești cu alții. Procedând astfel, o poți îmbrățișa și poți permite să-ți urmezi calea. Cel mai rău lucru pe care îl poți face într-o perioadă de îndoială de sine este să acționezi în mod prematur sau forțat. Dacă individul cedează presiunii îndoielii, cealaltă direcție pe care o poate urma la nivelul frecvenței umbrei este să o reprime prin dogmă și opinii. Întrucât a 63-a umbră constituie sursa gândirii științifice, ea poate fi utilizată pentru a construi o realitate logică falsă, care oferă minții răspunsuri la îndoieli. Când mintea logică este împiedicată să se îndoiască, își oprește de asemenea și evoluția. În lipsa îndoielii, mintea logică este inerent nesănătoasă, deoarece această lipsă scurt-circuitează propria sa pornire de a continua să pună întrebări. După cum am spus mai devreme, când logica se deplasează către periferia extremă a ceea ce poate fi cunoscut, ea întâlnește paradoxul. Putem vedea asta în sfera matematicii, filozofiei și fizicii cuantice. Mintea umană logică nu este pur și simplu construită pentru a fi sigură de nimic, în afara paradoxului.
Tot ceea ce este mai puțin decât paradoxal are loc în spațiul frecvenței umbrei și trebuie, prin urmare, să fie fals din punct de vedere logic. Frumusețea logicii constă în faptul că ea însăși reprezintă un important paradox. Ea caută să pună capăt îndoielii, dar nu poate fi niciodată satisfăcută de niciun răspuns. Singurul răspuns satisfăcător este cel care sfidează logica. La nivelul frecvenței umbrei, tot ceea ce dorește mintea umană este siguranța. Și dacă nu o poate găsi, o va fabrica. Toate dogmele și sistemele rigide se nasc din această frică umană de nesiguranță. Oricine sau orice care pretinde că poate pune capăt nesiguranței prin mijloace externe, vinde ceva fals. Astfel de oameni au sisteme constituite, de fapt, pe un pericol latent. Îndoiala nu este un dușman. Trebuie să recunoști și să îmbrățișezi frica de nesiguranță, deoarece cu cât mai profund poți îmbrățișa nesiguranța, cu atât mai aproape te afli de transcendent. Și acum să vedem cum se manifestă îndoiala, caracterul represiv, îndoiala de sine. Când îndoiala este reprimată, ea ne chinuie sub forma îndoierii de sine. Îndoiala de sine se bazează pe comparație. Și nu ne provoacă daune atâta vreme cât doar o observăm ca tipar de condiționare mentală. Îndoiala de sine devine distructivă numai atunci când ne identificăm cu ea și îi luăm în considerare mesajele. Dacă o lăsăm în pace, ea se va dezintegra de la sine în cele din urmă. Dacă avem încredere complet în îndoiala noastră, atunci trebuie să ne îndoim chiar și de propria îndoială de sine. Aceasta este puterea paradoxală a îndoielii, atestată ca forță evoluționară. Totuși, în cazul majorității oamenilor, îndoielii de sine nu îi se permite niciodată să-și încheie propriul proces. Cedăm în fața fricii și o soluționăm la o anumită frecvență. Când acest lucru se întâmplă, îndoiala de sine ne consumă puțin câte puțin sub forma anxietății. Această anxietate ne bate la cap în mod constant și are efecte importante asupra sănătății și stării generale de bine. Ne urmărește chiar și în lumea viselor și nu ne lasă să dormim bine. Dacă nu încetăm a ne identifica conștiința cu aceste tipare mentale, intrăm într-o lume groaznică, în care nimic din ceea ce spunem sau facem nu este vreodată suficient de bun. Caracterul reactiv, suspiciunea. Când a 63-a umbră este exprimată în modalitatea sa reactivă, ea este proiectată în exterior, în lume, devenind suspiciune. Acest tip de îndoială are la bază, până la urmă, tot îndoiala de sine, dar este transformată în mânie și proiectată asupra altora. Cea mai comună formă de suspiciune este cea la adresa celor apropiați. Sub influența acestei umbre ne proiectăm îndoielile asupra partenerilor de cuplu, șefilor și chiar asupra copiilor. Ori de câte ori ne personalizăm îndoielile, ne avântăm pe un val al distrugerii care se hrănește la nesfârșit din el însuși. Răspunsurile altora la adresa propriei noastre suspiciuni pot fi vehemente sau defensive, ceea ce alimentează și mai mult îndoielile noastre cu privire la ei. În acest mod, logica pare a demonstra că suspiciunile noastre la adresa altora sunt întemeiate. Aceasta reprezintă o clasică buclă de feedback biologic comună multor relații. Ea poate fi cu ușurință evitată dacă indivizii fie își asumă propria îndoială de sine, fie o proiectează în societate într-un mod creativ și explorator.